omoară de vânt, care macină mărunt. Dacă aș ști că este așa, m-aș duce și eu la ea. Dacă aș ști, l-aș măcina, măi, mai mărunt ca făina, măi, necal meu. Averea lui Petrică Muțu Stoian a fost intens discutată în ultimul timp. Imediat după decesul artistului au existat mai multe discuții între familia acestuia și impresarul său, însă acum lucrurile sunt destul de clare. Potrivit Fanatic, surorile regretatului solist și Doru Gușman au reușit să cadă de acord în privința firmelor în care era implicat Muțu Stoian. Familia lui Petrică Muțu Stoian și Doru Gușman au avut lungi discuții pe seama moștenirii, după moartea regretatului interpret de muzică populară. Acum, însă, la 8 luni de la tragedie, au apărut și primele informații referitoare la împărțirea averii. Conform surse citate, artistul ar fi lăsat în urma lui două firme în care era asociat cu impresarul său drepturile de autor ale pieselor sale, dar și vila din Craiova, acolo unde a locuit înainte de a muri. Dacă în privința drepturilor de autor și a casei lucrurile nu sunt încă clare, în ceea ce privește cele două firme, surorile lui Petrică Muțu Stoian și Doru Gușman au reușit să se înțeleagă. Mai exact, una dintre companii a fost închisă, asta după ce 50% dintre acțiuni au revenit membrilor familiei artistului, iar restul de 50% impresarului său, dizolvarea societății susmenționate, precum și lichidarea sa simultană, în temeiul articolului 235 din Legea Societăților Comerciale numărul 31 din 1990. Noi, asociații, suntem de acord să preluăm activele și pasivele rămase potrivit contribuției la beneficii și pierderi, apare în monitorul oficial. Cea de-a doua i-a rămas, în mod surprinzător, lui Doru Gușman, după ce moștenitorii lui Petrică Muțu Stoian au fost de acord cu cesiunea. În urma cesiunii, societatea devine societate cu asociat unic, în persoana domnului Gușman Constantin. Se numește domnul Gușman Constantin pentru un mandat de administrator pe o perioadă de 99 de ani. Pentru reprezentarea societății, mandatul va fi exercitat cu putere deplină de reprezentare. Gușman Constantin deține 200 de părți sociale, în valoare de un leu fiecare, în total 200 de lei, reprezentând 100% capitalul social și cota parte de participare la beneficii și pierderi, mai scrie în monitorul oficial. Maria Tărchilă, una dintre surorile lui Petrică Muțu Stoian, a dezvăluit și ce se va întâmpla cu vila din Craiova, în care interpretul de muzică populară a locuit în ultimii ani din viață. Noi am luat, până acum, ceea ce ni se cuvenea. Vila. Vom vedea ce se va întâmpla la proces. Acolo se vor rezolva toate, a declarat sora lui Petrică Muțu Stoian pentru sursa amintită. Care macină mărunt. Dacă aș ști că este așa, m-aș duce și eu la ea. Dacă aș ști, l-aș măcina, măi, mai mărunt ca făina, măi, necal meu. Petrică Muțu Stoian și-ar fi serbat astăzi onomastica, însă din păcate a plecat din lumea marilor artiști prea devreme. Jurnaliștii Wowbiz au discutat cu interpreții de muzică populară apropiați de sufletul artistului și au împărtășit amintiri frumoase și povești deosebite pe care le-au trăit împreună. Românii sărbătoresc astăzi Sfinții Petru și Pavel, iar cu această ocazie și-ar fi sărbătorit onomastica și Petrică Muțu Stoian. Artistul a plecat dintre noi prea devreme, în data de 6 noiembrie 2021, atunci când a murit la Spitalul Județean din Reșița, în urma unor complicații la plămâni. Pentru românii, dar și pentru colegii de breaslă, vestea decesului lui Petrică Muțu Stoian a venit ca un fulger, într-un moment în care nimeni nu se aștepta la asta, mai ales că anul 2021 răpise deja numeroase voci importante ale muzicii populare românești. Maria Dragomiroiu a vorbit cu jurnaliștii Wowbiz despre concertele organizate de soțul său, la care se întâlnea cu Petrică Muțu Stoian vara, pe litoral. Îndrăgita artista ne-a mărturisit că Petrică Muțu Stoian iubea foarte mult cântecul Auzit am auzit, iar vara trecută l-au fredonat împreună în culisele scenei de la Saturn. Atunci au realizat și un filmuleț care a devenit ulterior viral pe TikTok. Era un om foarte vesel, un coleg extraordinar și un mare artist pe care lumea l-a iubit. Un bărbat foarte frumos și tot timpul se ținea de glume. Unde era el, era bună dispoziție. Făcea o glumă și totul se detenționa.
Îmi aduc aminte că eram vara trecută pe litoral, soțul meu făcând spectacole în fiecare vară, acolo ne întâlneam. Vara știam că începeam maratonul. Lui îi plăcea un cântec de-al meu foarte mult, Auzit am auzit, pe care l-am fredonat împreună în culisele scenei de la Saturn și m-a rugat să-l cânt mereu pentru că era cântecul lui preferat din repertoriul meu. Petrică Mâțu Stoian este un artist care și-a lăsat amprenta în muzica populară românească. Cântecele sale sunt excepționale, reprezentative pentru zona sa, din care se pot inspira toți tinerii care își doresc să cânte muzică populară. Petrică Mâțu Stoian rămâne pentru mine un mare artist care a scris o pagină de aur în cartea folclorului românesc. Dumnezeu să-l odihnească în pace, a mărturisit Maria Dragomiroiu. Mariana Ionescu Căpitănescu și Petrică Mâțu Stoian au fost colegi în ansamblu, iar pentru artistă plecarea celebrului interpret a adus un gol imens. Petrică Mâțu Stoian i-a fost alături în momentele importante din viață, iar la ansamblu a fost cel mai vesel și iubit coleg din grup. Am fost colegi în ansamblu și mi-a rămas în amintire ca fiind cel mai vesel și pus pe șotii coleg și cel mai iubit coleg din grupul nostru. Îi simt foarte mult lipsa, el a făcut parte din viața mea, a fost prezent la cele mai importante evenimente de viața mea, la aniversările mele, la botezul copiilor mei și aveam o legătură foarte strânsă. În calitate de coleg de scenă, el întotdeauna întreținea atmosfera, făcea voie bună, tot timpul avea glumele la el și era un exemplu pentru noi toți. Ceea ce m-a impresionat la el, niciodată nu accepta ca atunci când ieșeam împreună la cafea, nu accepta să plătească altcineva, el era cel care ne cinstea întotdeauna pe noi pe fete, un generos și un adevărat domn, a povestit Mariana Ionescu Căpitănescu, în exclusivitate pentru Wowbiz. Constantin Enceanu și Petrică Mâțu Stoian s-au bucurat de o frumoasă prietenie, atât pe scenă, cât și în viața personală. Artistul a rămas marcat de pierderea bunului său prieten, iar golul format nu îl va putea umple nimeni, după cum a povestit pentru Wowbiz. Am foarte multe lucruri frumoase petrecute alături de Petrică. O lecție de viață, întotdeauna când am fost într-un impas și am cerut o părere, de la Petrică am primit o părere sinceră. Am știut mereu că este sinceră și că este din suflet și că este de la un prieten pentru un prieten adevărat. A fost o relație de prietenie care în ziua de azi mai greu se sudează. Între mine și Petre a fost o prietenie adevărată. Atunci când am avut nevoie unul de celălalt, ne-am cerut sfatul și a fost un sfat sincer, o părere sinceră. Plecarea lui mi-a lăsat un gol imens pe care nu cred că o să-l acopere nimeni, dar nimeni, a povestit și bunul prieten al lui Petrică Mâțu Stoian, Constantin Enceanu.